În nota de plată o să fie trecut inclusiv indexul estimat. Ilie Rachieru a mai precizat că prețul gigacaloriei rămâne același, 358,54 lei. Pe viitor se încearcă preluarea cetului de către Consiliul Județean Constanța, iar acest lucru poate însemna o scădere a prețului la gigacalorie. Am făcut deja citirile, am făcut producția, am transmis deja la asociații să împartă. Acum, din cum am citit aparatul începând cu 19, 20, 21, consumul care s-a înregistrat, scădem ceea ce am estimat la 31 decembrie 2013. Deci consumul o să fie între 60% și 50% din factura din decembrie. Funcție de data când s-a făcut citirea, în luna decembrie sau în luna noiembrie, și funcție de data când s-a făcut citirea în luna ianuarie. În perioada următoare, reprezentanții Radet Constanța sunt dispuși să participe la orice acțiune solicitată de către asociațiile de locatari, și asta pentru a rezolva orice neînțelegere a abonaților.